Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Tart! Baftă! Hai, vrei să spun ce să faci sau faci tu ce crezi? Nu știu ce să fac, nu știu ce să fac. Măi, nu mai plânge. Lasă-mă și tu acum. E concurs până la urmă. Păi nu, dar deci, de acolo trei de la bancă am înțeles că ea chiar știe și mi s-a părut un ingredient foarte greu. Deci mă jur. Eu m-am pierdut complet. Deci eu nu știam cum arată gălgănțelul. Îți spun toată rețeta de la A la Z. Dacă faci cum zic eu, n-ai cum să nu treci mai departe. A, nu, ea a plâns în continuu. Nu mai plânge. De ce plângi? Că nu știu ce e de asta, Claudia. Dar nu urla, te rog, că nu ți-o de vină, nu. Nu eu ți l-am dat. Nu-mi vine nimic în cap, bă, băiatul. Blanc total. Poți să faci un stir fry. Ia niște din astea și toate acolo le calești împreună. Stir fry, legume de care vrei tu, le iei și le pui acolo cu puiul și toate aia e suficient. După lungi dezbateri, întrebări, dreapta, stânga, am ales să fac noodles cu gălgantul ăsta. Am zis că fac un pui marinat. Asta, ciocolată. Mă bucur, depinde din greșeală. Lapte. Nu, n-am, că nu-ți folosesc. Bine. Dar ce faci, tot desert sau aer? Da, normal desert? Că desert, nici nu mă gândesc să fac altceva. După petele pierdut, zic eu, după masa noastră, zic, fac acum un desert de după masa noastră. M-am decis să fac o panna cotta cu pere fierte în vin, în care se pun mai multe condimente, prin care și ghimbirul. Asta acolo. Oare trebuie în apă caldă? Ce? Că nu mai ții minte, în apă caldă trebuie? Nu, în apă rece. În apă rece, bun. Mi-am luat toate ingredientele de care am avut nevoie pentru panna cotta, pentru crumble și pentru culiu de fructe. Mi-am pus crema de gătit la foc. În mod normal, ea nu se face doar cu crema de gătit, dar eu așa știu, rețeta mea e și foarte bună. Scorpielița? Da. Bă, da, ce... A, ok, da. Ai făcut bine. Mihai știa ce are de făcut și asta m-a relaxat un pic, că nu vreau să-l încur. Și de-a început, că cardamon, facem un sos, el a zis. Și ce sos? Ce, păi sos cu roșii? A, zic, foarte bine, zic, dacă e sos cu roșii, după aia am zis că adaug eu ceapă, adică eu îmi știam. El doar mi-a zis cumva că sosul cu roșii. Știi că dacă iei punctele, să te apropii de punct, dacă îți iese peștele, iei punctaj maxim azi, Doamne, ca să știi. Adică e un superstar. Voi găti monkfish cu piure de mazăre, cu sosul de roșii cu cardamon acolo, pe care blendate și făcut frumos și cam asta este. Condimente. Condimente. Da. 11 condimente. 11 condimente. Este o temă simplă dacă cunoști condimentele și dacă ai mai gătit cu acele condimente vreodată în viața asta. Și pe de altă parte este o temă foarte open. E o probă liberă. Chiar și azi poți să faci ce vrei, poți să demonstrezi o farfurie frumoasă. Condimente așa mai... Condimente, da. O fi și ceva. Nu cred mai că e piper, nu cred că e doar piper ros, negru. Da. Nu cred, ar fi prea ar fi simplu. Cam ușor dacă nu ea cred. Cădea cuiva piper. O să fie probabil și niște condimente mai ciudate pe care ei trebuie să le combine. Nu e ușor. Dacă unii da ca să o buși la acel lan. Ce? O să facă o zeamă? Un daș, da. Un daș, da. Și gata. Condimentele dau gust preparatelor, acompaniază, ridică produsul respectiv pe care tu îl condimentezi, sau mâncărici pe care o faci, sau o tocăniță, sau un orez, până și un desert. N-ai cum astăzi să nu dai ceva bun. Da. Ție nu-ți trebuie foc mare, nu? Sau îți trebuie grătar acum? Nu-mi trebuie. Mă grăbesc că ăsta durează mult. Serios? Da. Merg pe un ardei umplut, la cuptor, cu vin roșu, cum fac eu, gustos, bun. Am zis că risc de timp. Mirea că nu se face la timp, că, na, fiind gospodină, știu că n-ai cum să faci în 60 de minute ardei umpluți. Și ingredientul principal din această seară... Am pus vinul la fiert, am pus condimentele în el, erau date în fierbere, între timp a început compoziția de panna cotta să dea în clocot, am pus gelatina, am amestecat foarte bine și mi-am pus în formă și am pus-o la batitor. Hai băieții! N-am mai făcut de mult, de ani de zile, un desert. Deși era pasionat, știa multe rețete, deci m-a complicat un pic, dar mi-a plăcut. Ciocolată neagră, alea ta, bun. Aveam o idee de un fel de blat simplu cu rulada de grefe rulate în mango și lângă frișca mea bătută cu tonca. Al massimo lo aggiungo ancora dopo. Cosa? Sto coso qua, sto galgan. Ho usato così. M-am apucat eu să marinez puiul acolo, am tăiat cubuleții, marinat puiul cu ulei de susan, cu sos de soia, am pus galgant, am pus usturoi, am pus ceapă, am pus praz, după aia l-am tras la tigaie rapid. A, ce zici? Ce gust? Ce se întâmplă? Ia zi-mi.
Miroase mișto. M-am gândit să fac o tocăniță reinterpretată de asta de pui. Am tocat pulpa de pasăre, am pus curry pe ea, sare, piper și am lăsat-o până mi-am tocat legumele ca să iau un pic de savoarea de curry. Și după aia i-am dat drumul, am prăjit carnea. Hai, fraților, hai, mă, hai! Hai de rozii! Gata, m-am făcut. Aștept până faci tu, da? Videază, dă drumul, deschide, pune pungă așa, da? Aici? Da. Și? Și stai. Apasă când face click. A făcut click. Și acum dai vac. Așa. Și se oprește singur? Da. Este prima dată când videz, habar n-am de nimic. Ilea să-i am zis, Mihai, te rog frumos, ajută-mă cu vidatul. Am văzut cum făcea el, dar eu personal n-am făcut niciodată treaba asta. Așa, Mihai? Da, în gaură aia trebuie să stea complet. Hop, Iulia. Ce fac cu asta și cum fac asta? Bagă peștele, te rog. Aruncă-l tu, pe al tău. Unde să-l pun? Direct în... Acolo, bagă înăuntru. Da, 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 da. Zice, el du-te și pune în apa asta. Zice, bă, da, apa aia e dată drumul, e tot ce trebuie. Preparatul avea un grad de dificultate foarte ridicat și atunci nu puteam să stau pe ea, dar nu voiam să plece din concurs. Doar că aș vrea să facă câteva chestii și din propria inițiativă. Să pun un pic de supă de pui aici la piureul de mazăre? Da, în loc de apă? Ce? În loc de apă? Da. Dar pun repede că se arde. La fiecare element. Și acum pun stoc, dar nu pun apă, dar pun apă, dar hoac. Nu regret că am ajutat-o, dar mă obosește. Cardamonul, la adaug acum aici? Da. O să merg pe homar cu sos homardin, piure de morcov cu scorțișoară, un morcov caramelizat în unt, niște morcov murat, o cipolină caramelizată și cred că o să folosesc pentru deco niște roșii uscat să-i dea puțin aciditate. Mario? Hello! Eu asta am câștigat-o gătind o rață. Și am zis că dacă cu rața am intrat, cu rață să plec. Și am zis că, bă, anasonul ăsta n-am cum să-l lăs în farfurii pentru că nu-i comestibil. Anasonul folosești ca infuzii. Și am zis să fie următor. Rață, sos de portocalii, cu infuzii de anason. După aia m-am gândit la un quinoa. Iau un quinoa din ăla și-l pun prima oară la fier, că ăla durează vreo 20 de minute. Doapte. Mersi. Fac aici crumble-ul ăsta sau trebuie mai mic? Ce? Crumble-ul, să-l amestec cu alea. Nu, e ok ăla. E ok sau să le fac singure prima dată și după aia să pun asta? Că vreau să le fac mărunte și păi să nu știu ce vrei să faci, să crumble. Le amesteci. Fă-le împreună. Da? Păi da. Nu că n-aș ști să fac crumble. Ideea este că încep să te îndoiești de tine. Fac eu cum cred eu. Am caramelizat migdalele, am luat niște biscuite, le-am pus acolo în mixers și zzz, și gust și zici că avea gust de besmet cumva așa. Nu era ce vroiam eu, nu era textura aia. Mă uitam așa la lăcrămioara. Să o întreb, hai că întreb. Dar asta nu are, n-are textură de crumble, ui. Nu-i cald. Trebuiau băgate întâi în cuptor și după aia puse în zahăr. În stresul ăsta, mai uiți și din nou am vrut să văd dacă mă ajută și preferam să o întreb pe ea, mă puteam întoarce la Antonio. M-a întrebat de-a lungul probei cum se face aia, e ok așa, dar nu vreau nici să influențez după aia să-mi aud că aia a fost vina mea, că i-am stricat preparatul sau nu știu ce și atunci i-am zis, crezi cum poți să-ți faci cina să-ți fie ok. Ei, cred că s-o rămână crud orezul, pentru că trebuia să las mai mult la fiert. Ai, mamiță, mami! Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.